Bine, ne regăsim, dragi telespectatori, la proiectul comun CNS și Roman 24, alături de mine doamna Flora Ordean, jurnalist. Bine ne regăsim, doamna Flora. Iată, după perioada aceasta sărbătorilor, după ce am beneficiat de 2-3 zile libere fiecare după caz, ne-am mai odihnit, da? Și ne întoarcem la treabă, da. Vedem ce s-a mai întâmplat între timp. Telespectatorilor noștri, tradiționalul Hristos a înviat și să trecem în revistă cam ce a fost în aceste zile de sărbătoare. De fapt, putem vorbi, cred că, de întreaga săptămână trecută, da. Căci de miercuri, așa, pe la mijlocul săptămânii, dădeai cu pușca prin toate instituțiile statului, inclusiv, nu mai vorbim de primării, din mediul rural, din astea, nu prea aveai cu cine discuta. Deci a mai fost puțin, așa o perioadă mai puțin mai activitate și la instituțiile de la județ, purtătorii de cuvânt care nu prea mai erau de găsit, comunicatele de presă care întârziau să apară, deci s-a simțit așa o... Da, și probabil și o secetă în ceea ce privește știrile. Așa, pentru că toată lumea era preocupată să alerge după cumpărături, să-și umple coșul. Între timp au apărut și fotografii și filmulețe din marele supermarketuri din Roma, unde stăteai la casa de marcat mai bine de 30 de minute. Da, da? Vreau să spun că toată lumea supărată, revoltată. Noi am făcut cumpărăturile de la Kaufland și vreau să spun că cu ceasurile n-am fost eu, a fost fiica și nepoata mea, au fost ele două, dar au stat așa cât să le ajungă. Așa și foarte curios, acum era laftul plin, acum nu mai găseai absolut nimic. Vedeai în coșul omului la casă, să zicem, un că foarte mulți au vândut altfel de cărnuri, vorbeam, și fiica mea s-a dus special altfel la decât miel, adică, da. Porc, pui, orice vrei, vită, da. Iepure ar fi vrut să cumpere, da. A văzut în coșul cuiva iepure, nimic la raft. După aia s-a dus, a zis, hai să cumpăr o prepeliță, iar văzuse la cineva prepeliță, iarăși raftul gol. Și în sfârșit, cu chiu cu vai, a găsit o rață. Mie, sincer să fiu, nu-mi plac rațele, dar ea a zis, hai să mai schimbăm, că m-am săturat. Mai mâncăm și altceva, nu? Mâncăm și altceva. Da, dar să știți că românul a rămas pe tradiționalul porc. Și eu am fost la cumpărături cu soțul meu și am văzut pui și porc la toată lumea, într-adevăr, cărucioarele pline până la refuz. Astăzi, dacă te uiți în containerele la platformele gospodărești din Roman, vezi salată, beof, vezi chiar friptură, ouă roșii. Să nu uităm că ne așteaptă la finalul săptămânii ieșirea la capul celor morți în cimitir. Și vom avea cam fiecare an foarte mulți cerșetori, foarte multe persoane care vin cu sace și își bat joc de munca celor care au făcut în casă pască, cozonac, cu ouă, că le trântesc toate într-un sac, cară după ei, probabil dau la porci, că nu pot să-mi imaginez ce fac cu toate acele lucruri. Apropo de cimitir, m-a sunat cineva să-mi spună la mulți ani și mi-a spus că a fost în cimitir, la cimitir în noaptea de biere, a făcut o pomană pentru mama sa de 9 zile, dar a spus că foarte multă liniște, spre deosebire. Era o nebuneală altă dată de Paște în cimitir. Ei, de data asta nu s-a mai întâmplat așa, spre binele lor, dar se plângea că nu prea a avut cui să împartă. Da, asta probabil astea. Când sâmbătă ziua, chiar noaptea. Noaptea de înviere. Da, cred că am văzut pe cineva, eu am fost în noaptea de înviere acolo, da, spre liniștea celor care s-au dus să asiste la slujbă, n-au fost incidente, n-am auzit scandaluri, știu doar că în momentul în care am ieșit noi din curtea cimitirului, undeva să zic că era 12:30, a venit ambulanța pentru că o tânără a leșinat, era undeva chiar în dreptul acelui monument ridicat pentru memoria celor care la căderea comunismului au murit, știți că este acel monument ridicat mai nou, și a leșinat, nu știu, o domnișoară, o fetiță, avea între 12 și 14 ani, a venit ambulanța destul de repede, deși m-am întrebat de ce nu o fi fost măcar o mașină acolo în față, dat fiind faptul că imediat după ora 12 lumea se cam îmbulzește să iasă din curtea cimitirului, se îndreaptă spre casă și era
îngrozitor și cu lumânările, copiii care țineau și ei lumânări. Deci, ca și incident, atât am văzut, leșinul unei fete, a venit ambulanța. L-auzeam pe Dragoș dimineață în matinalul de la voi, spunând că foarte multe sirene de ambulanță auzit în noaptea sau de la pompieri, probabil, că ori fi fost și incidente. Eu mi-amintesc de un incident acum 2 sau 3 ani în cimitirul Eternitatea și anul acesta au fost lampioane din acele lansate. La un moment dat, acum 2 sau 3 ani, a rămas unul exact într-un copac la intrarea în cimitir, copac care între timp a fost tăiat și a luat foc. Da. Efectiv, de altfel, eu îți spun că am documentat înainte de sărbători, am documentat toate acele ceea ce numim noi utilitare acolo și vreau să spun că programul marilor magazine, deci a fost un pic redus în ziua, în ajun, după aia prima și a doua zi mai la toate a fost închis, așa, iar din a treia zi, adică s-a reluat activitatea normală. Da, să începem puțin cu, așa cum bine spuneați, încă de săptămâna trecută de miercuri, ne-am introdus cu voie fără voi în această atmosferă a sărbătorilor, pentru că au început întâi nou formațiunile politice să împartă acele pachete cu alimente. E adevărat că noi așteptăm, am fost împreună la e adevărat PSD. Că noi așteptăm niște alegeri anticipate la Roman, dar totuși aș vrea să punctăm, punctăm că în fiecare an de Paște și de Crăciun partidele politice au făcut cum au făcut și au dat aceste alimente, adică nu doar în an electoral. Da, pe de altă parte e bine. Vreau să spun că la întrebarea pe care am pus-o la PNL domnului deputat Leoreanu, acesta chiar s-a fost simțit, supărat, nu? S-a supărat, da, s-a am văzut supărat, puțin pe filmare, da. Da, că am pus o asemenea întrebare, dacă are și un caracter electoral. Normal că era o întrebare de jurnalist. Pe de altă parte, doamna Flora, m-am uitat puțin pe filmarea colegilor noștri care au fost acolo și din nou în prima linie a fost deputatul Leoreanu, primarul mic cu ceva mai retras, spre deosebire de cazul PSD-ului, unde candidatul Marius Neculai a fost cel care a coordonat întreaga activitate și a fost vizibil. Probabil și pentru că presă și noi am mai discutat despre aceste asta. Aceste pachete s-au făcut prin contribuția sa covârșitoare. Aici știu că se face prin contribuția tuturor membrilor. Ce am mai întrebat eu? Am mai întrebat cum au selectat persoanele, cum au selectat persoanele și îmi spunea că dacă ne uităm, cel puțin 75% din aceste persoane selectate sunt altele, că eu mă gândeam că zic, mă gândeam că zic, mai ies aceia sunt abonați, în bază de date și mi-a spus nu, se chinuie și principiul este ca fiecare președinte al unei secții de votare să aducă câte doi. Deși în anii din urmă mi-amintesc că inclusiv consilierii locali ai PNL-ului de astăzi aveau așa câte un cartier și fiecare reușea să identifice împreună așa fac și la fel s-a întâmplat și la, și la PSD, numai că acolo ei au, spre deosebire de cei de la PNL care au dat numai la cei de acolo, la PSD au mai mers și la complexul Romanița. La complexul Romanița. Deși eu mă întreb de fiecare dată de ce e nevoie să li se ducă acestor copii? Pentru că acolo au absolut tot ce le trebuie și de sărbători sunt astea. Și mai este încă o chestiune pe care eu știu că este foarte dificil să primească din exterior, mai ales alimente, pentru că pot apărea toxinfecții alimentare. Și chiar și la hăinuțe, știu că e o selecție și la hăinuțe și la jucării, să fie spălate, dezinfectate, e destul. Asta de... când nu vin cu colectă. Eu nu știu de ce, că acolo chiar au aceste centre sunt finanțate de Consiliul Județean, bani, slavă Domnului. Nu știu cum se întâmplă și la apartamentele sociale, dar am zis că o să mă interesez. Eu m-am mutat, într-un bloc de locuințe din Roman, unde avem pe scară și un apartament social, unde sunt 7 copii. Nu cunosc situația în care ei sunt crescuți și îngrijiți, dar am zis că ar fi interesant dacă și Consiliul Județean, Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului,
clar că apartamentele sunt trecute direct, să spunem, da, la sunt acele apartamente, da, cumpărate, ele exact găsesc numai la Roma, în atenție, nu și în Piatra Neamț. Da. E interesant și acest aspect, da. E un apartament cu patru camere unde sunt 7 copii, am înțeles. A fost printr-un proiect, da, printr-un proiect european care a fost implementat la Neamț, dar numai în roman. Deci, curios. Și după opinia mea, în aceste apartamente este foarte greu să-i ții în... Este foarte greu. Responsabilitatea celor care lucrează acolo. Știți, eu am fost să fac cunoștință, să zic așa, cu președintele de la asociație. Nu s-a anunț că ne-am mutat acolo și îmi spunea că la noi pe scară este un caz fericit pentru că sunt copii, nu știu, de pe la 6 anișori până pe la 14-15 ani. Dar că există undeva... Copii într-un, da, există în zona favorit un apartament acesta social sunt unde sunt numai adolescenți. 6 sau 7. Da, nu, dar vreau să zic că sunt doar adolescenți acolo până în 18 ani. Sunt 18 cele ani din jur, sunt mai multe apartamente din jur cum te duci pe partea stângă, da, spre îmi indica cineva și, da, zona TikTok chiar. În fine, unde spunea că sunt probleme pentru că vine poliția în fiecare seară pe acolo. Da, să nu uităm că noi am de cazul cu adolescentele care făceau prostituție. Da. E destul de dificil. De asta, întorcându-mă cumva la întrebarea de ce duc alimente și hăinuțe cei care vor să ajute și la Romanița, nu știu dacă și la copiii care sunt la apartamente e aceeași situație, adică direcția reușește sau Consiliul Județean să le asigure orice de Paște, absolut, portocale, absolut, da, carne, sigur, hăinuțe, da, nu știu. Și acolo eu știu cum se, cam documentat și știu cum se face, deci acolo le vine cantitatea de alimente zilnic și ei împreună cu doamnele care lucrează care acolo, au grijă, acolo se lucrează de ei, în trei, da, schimburi, deși mi se pare acolo cel mai greu serviciu prin răspunderea pe care, da, o ai. Așa este. Ei împreună cu acești copii, ei acolo fac curățenie, împreună spală o mașină de spălat, spală împreună cu doamnele scutură respective. Covoare, am văzut, scutură, da, foarte covoare, frumos, da, fac mâncarea din alimentele pe care le primesc de la centru. De fapt, ăsta e și scopul, da, să e și normal, așa că și acasă, dacă ai un copil și e în putere, dacă spală o farfurie după ce a mâncat, nu e nicio problemă. Da. E vorba de educație, aceste, până la urmă. Aceste doamne se ocupă îndeaproape și supraveghează că acești copii să-și facă temele. Ei vin de regulă, cei de acolo merg, da, la școala numărul 9. Așa știm că acești copii nu sunt totdeauna străluciți, dar sunt printre ei și copii foarte triși mi s-au părut, vă spun drept, foarte triși, probabil se simt foarte singuri. E destul de dificil dacă ești așa mai emotiv din fire. Da. N-ai cum să treci nepăsător. Una peste alta, să concluzionăm, a fost un paște darnic și pentru vârstnici și pentru cei nevoiași, pentru că au avut grijă tot felul de organizații să mai cumpere câte ceva pachetele, ceea ce e foarte eu, bine. Eu, da? Aș vrea să mergem acum să analizăm ce s-a întâmplat după aceste zile în spitale și pentru prima dată anul acesta am făcut în centrele de permanență, acolo unde am găsit, unde mi s-a răspuns la telefon. Spre marea mea mirare, am găsit în acel tabel publicat de Direcția de Sănătate Publică numerele de telefon ale centrelor de permanență din Roma greșite. Mereu m-am dus, m-au înjurat cei de la 112, la ambele, da, numere și la cel din Bogdan Dragoș și acolo n-am reușit să aflu. În schimb, am reușit să aflu la alte centre de permanență care nu sunt cele ale statului, că aici avem două tipuri. Administrate cele de primărie, de sau primărie, da, și cele făcute la cele clinici particulare. Hai să încep cu, în măsura în care le-am documentat și eu. De exemplu, la Sagna, spunea doamna doctor Zăbavă, care este și coordonatorul acestui centru, că în ziua de 14 au fost 9 prezentări, în ziua de 15, 10, în ziua de 16, 8, în ziua de 17, 12, deci total 39 de pacienți care au venit Sagna, Luțca, Vulpășești. De data asta n-au venit și de la Doljești, care aceste centre de servesc mai multe comune. Mi-a mai răspuns doamna doctor la Poenar, unde în ziua de 15 au fost 15 prezentări, în 16, 11, în 17, 12, în, și total 38 din Poenar, Pâncești și Bozieni.
La Roman am găsit, mi s-a răspuns la telefon, la un centru de permanență care funcționează la central clinic. Asta mi se pare că e cel de lângă central, de acolo de jos. Au fost 8 în ziua de 15, 12 în ziua de 16, 9 în ziua de 17. Vis-a-vis de mine la MedClass, 21 de consultații în perioada 15-17 și 62 de tratamente. Aici mi-au dat la moldoveni. Iată, au fost în ziua de 15-12 consultații, în ziua de 16-12, în ziua de 17-16 consultații, la care s-au adăugat tratamente. 8-12-14 tratamente. Oamenii, în loc să se ducă la spital pentru o injecție, pentru a se duc la aceste centre de permanență. Cam asta în privința centrelor de permanență. Spitalul... La Roman, am văzut ceva cu o înjunghiere care mi-a ieșit, mi-a tras atenția în comunicatul ambulanței. Am văzut ceva Nu, au fost mai multe. Deci doamna doctor, managerul spitalului, doamna doctor Andrić, îmi spunea că în ziua de 15 aprilie au fost 95, au fost și 2 morți, atenție, din care un pieton, urmare victima unui accident rutier, au fost agresiuni, come alcoolice, căzut de pe bicicletă, un policontuzionat a venit în comă de gradul 3 și în jurul orei 22 a și murit, iar un alt deces a fost la ora 2:15 noaptea, o femeie în stop cardiorespirator cu un infarct miocardic, n-a mai putut fi salvată. Da. În 16 aprilie a fost 87 de prezentări, la fel la agresiuni, comă de gradul 3, șoc hemoragic, plagă înjunghiată, da, ceea ce spuneai tu, în regiunea abdominală, e vorba de un bărbat și atenție ce mi-a atras atenția, un copil de 16 ani adus în comă alcoolică, un accident rutier, un tânăr de 22 de ani. În 17, deci a doua zi. Da. 120 de prezentări, se pare că a fost cea mai aglomerată zi, au început să apară cei cu indigestii, după mesele acestea copioase, cei care copioase. Au băut peste măsură. Așa, un accident rutier, iar întrebai un accident rutier. Nașteri, în perioada 15-18-7 nașteri, 4 pe cale naturală, 2 cezariene, o naștere în teren. 3 băieți, 4 fetițe, cu note primind între 6 și 10. Trebuie să fi fost interesant cazul cu nașterea în teren, adică au ajuns, mai târziu. Și ce aș mai sublinia aici, aici de la purtător de cuvânt al primăriei, decese, foarte puține decese de data aceasta, doar 3. Unul sâmbătă, deci pe 15 aprilie 1 și luni, deci 15-16, pe 17 aprilie 2 decese. Ce m-am întrebat eu, or fi aceleași de care ne-a vorbit oare și spitalul sau sunt și altele? Aici nu, cred că eu trebuie să fie aceleași, pentru că purtătorul de cuvânt de la primărie dă acele date de stare civilă. Stare civilă, oricine. Familia a venit și a scos certificatul de deces între timp ca să poată face înhumarea. Probabil că sunt aceleași. Cei doi de la spital plus încă o persoană care a fi decedat acasă, mă gândesc. Da, deci nu e prea, vă dați seama că e într-adevăr. În schimb, știu că tu și Dragoș ați fost astăzi, pentru că voi aveți și program de știri de seară, pe la biserici, pe la cam ce a fost? Pe la primărie am fost, am colectat câteva date, peste 4.000 de oameni, spun cei de la primărie, au fost duminică și luni în parcul municipal la plimbările cu barca, s-au colectat ceva bănuți și de acolo. Foișoare închiriate duminică în prima zi de Paște, 7 sau 8, pentru că luni vremea n-a mai fost prietenoasă și lumea n-a mai mers în ștrand la Foișoare. De la târgul de Paște, care s-a desfășurat în piața Roman Vodămușat în perioada 7-14 aprilie, am înțeles că au fost comercianți care au venit cu corturi proprii, dar și aceia au plătit normal chirie. Au fost închiriate vreo 12 căsuțe și vreo 9 corturi dintre cele puse la dispoziție de primărie.
primărie și s-au colectat peste 18.500 de lei, bani care merg la bugetul local în urma desfășurării acestui târg. Nu e foarte mult și ne amintim că primarul Micu ne spunea că avem nevoie de 3 târguri pentru a amortiza investiția cu acele căsuțe din lemn și cu corturile pe care le avem la dispoziție. Între timp, nu mi-amintesc societatea, nu am acum în cap, s-a terminat și cu procedura de licitație pentru asfaltări, da? Au început și reparațiile încă de săptămâna trecută și am mai primit ceva informații cu privire la acea campanie de la Direcția de Evidență Informatizată a Persoanei. Ai grijă de identitate, intră în legalitate cu acele persoane, în special de la comune, care au buletinele expirate, adolescenți de 14 ani pentru care părinții nu s-au obosit să facă un buletin și mi s-a spus că vor merge lucrătorii serviciului și de această dată pe zile în comune cu acea caravană mobilă și sunt deja oamenii programați în ziua de, la ora de, ca totul să funcționeze foarte bine într-o comună anume. Se afișează la primărie, cei interesați merg direct la primărie și văd când la primăriile din localitățile, la primăriile din localitățile, localitățile de domiciliu. Și cam astea au fost informațiile, să spunem, din prima zi de lucru și a celor de la primărie. Probabil că de acum înainte vor veni și alte informații, pentru că ar mai fi de pe la toate serviciile care transmit bilanțul și activitățile curente, ar mai fi câte ceva. E interesant să vedem dacă poliția locală a avut în zilele de poliția Paște. Poliția locală a avut, am discutat eu cu domnul Daniel Cazacu, chiar înainte de a scrie acele dinainte de Paște, da, mi-a spus că au avut o mobilizare generală, au avut absolut peste tot polițiști și că au lucrat în echipe mixte, ca de obicei, cu cei de la Poliția Română. Poliția Română. De altfel, se pare că a fost un Paște liniștit. Am văzut că și Inspectoratul Județean de Poliție avea un comunicat de presă încă de vineri, că s-a suplimentat numărul polițiștilor din teren față de ceea ce se obișnuia, cu încă 400 de agenți, care la fel au fost repartizați și au lucrat în echipaje în acestea mixte. La asta se adaugă și jandarmerie. Da, am văzut, să știți că am văzut foarte multă mișcare și la poliția rutieră, pentru că am mers și eu la bunici în aceste zile și cel puțin pe DN15 de Roman Piatra, destul de mulți polițiști la datorie, probabil că au prins consum de alcool, viteză, permise reținute și trebuie să recunoaștem că mulți și-au făcut o obișnuință în a servi totuși ceva cât de mic și a se urca la volan după. Și în această perioadă i-a prins numai bine. Un pic, ați documentat pompierii? Au avut de lucru sau au șomat? Deci de la pompieri, să știți că eu mi-am exprimat nemulțumirea. După ce a plecat maiorul Parasca, mai greu am comunicat cu maiorul Luca. Nu mi-a răspuns nimeni la telefon. După emisiune urmează să mai insist. Iar cei de la ISU nu au trimis un comunicat de presă până la ora la care înregistrăm noi emisiunea. Ultimul comunicat este de pe 14 de vineri, că m-am uitat eu. Cu acele măsuri, aveți grijă noaptea de înviere, la lumânări, la incendii, în rest eu nu cunosc. Poate au fost colegi mai norocoși să le aici s-a răspuns. Schimbat purtătorul de cuvânt, da, și e și asta. Probabil că dar nici eu am pretenția, eu am pretenția la Roman să primim aceste informații de la maiorul care este împuternicit. Săptămâna trecută am tot insistat cu telefoane, nu s-a potrivit deloc programul, mi s-a explicat că merge foarte des la Piatra Neamț la unele ședințe, înainte când aveam un comandant și o a doua persoană, știți, care să fie locțitorul comandantului, altfel mergeau lucrurile. Acum e mai dificil. Și apropo de Piatra Neamț, mi-a adus aminte acum, tot vorbind de Piatra Neamț, între ultima noastră emisiune și cea de astăzi, a fost schimbat prefectul. Așa este, da. Unii au folosit termenul de demis, alții au folosit termenul de avansare în grad, oricum, doamna Niculina Dobrilă a trecut pe postul de inspector guvernamental. Este un post pe care îl ocupă toți foștii subprefecti. Niciodată n-am știut sau n-am reușit să mă lămuresc cam ce fac acești inspectori guvernamentali, care sunt foarte bine plătiți, știu, sunt înalți funcționari publici, sunt foarte bine plătiți, nu poate avea oricum un salariu mai mic decât l-a avut în prefectură. Iar pe postul acesta de prefect interimar a rămas Iulian Jugan. Jugan și da, de precizat că doamna Niculina Dobril a fost prefect de Neamț fix un an. Că m-am uitat eu la investire, un an de zile. Da.
Dar este foarte... Cred că miercuri s-a întâmplat, da, pentru că a și ținut ultimele audiențe la Roman, da? Hai să ne oprim pentru pauza de publicitate, ne face colegul Sam și ne întoarcem în partea a doua emisiunii. Da, ne-am întors, dragi telespectatori, în partea a doua emisiunii de astăzi, Proiect Comun CNS și Roman 24, și ne întoarcem la discuție alături de doamna Flora Ordean, jurnalist. Spuneam că săptămâna trecută, înainte de sărbătorile de Paște, au fost foarte mediatizate și aceste întâmplări nefericite din Roman, și mă refer la trei minori infractori. De această dată tot minori, pentru că noi avem o problemă cu infracționalitatea juvenilă și la Roman și în Piatra Neamț și știm deja și legea ea apără, țară, da? Iată că mai mulți romașcani s-au trezit vreo două nopți la rând cu mașinile spate. Două, trei, spate, chiar și după, da? Ce au fost prinși. Chiar și după, da. Și să știți că dacă mare lucru n-au furat acești copii, da? Vorbim de distrugeri, da, destul de importante. Pentru că omul, da, nu prea își lasă, s-au obișnuit fiecare dintre noi, da? Și nu își lasă în mașină. Și haideți să vedem câteva date, că nu le mai reținem așa pe de rost. Vizate au fost așa, parcările din zona Bulevardul Republicii, Bogdan Dragoș. Primăria Roman, mă rog, a luat atitudine, a vorbit cu poliția municipiului și cu poliția locală. Au fost identificați și infractorii care au spart așadar aceste mașini. Discutăm cu toate de acestea, copii, au avut și următoarea zi. Exact, și deci următoarea ce noapte. Da. Păi probabil că le-a dat drumul, că ce să le facă. Da. I-a identificat, am înțeles că un copil, un copil de 14 ani nici măcar nu are buletin, deși am plinit 14 ani, familii din acestea dezorganizate. Da. Deci cei trei minori, dintre care doi cu vârstă sub 14 ani și unul deci are 14 ani, dar nu are act de identitate. Îmi place cum ne transmite primăria. Din categoria de care vorbeai tu. Da. Îmi place ce ne spune primăria, că poliția va lua măsurile prevăzute de lege în acest caz. Simplu și sec. Adică care măsuri? Da. Nici o măsură, că nu prea poți să le faci nimic. Da, a fost stabilit și un plan. Singura măsură care ar putea fi luată este amendarea părinților. Da, amendarea părinților, da. Da, s-ar dacă ai ca... ce să iei, că de regulă... S-ar putea ca părinții să aibă amenzi de mii de lei la așa bugetul local niciodată. Și să nu plătească nimeni, da. De fără eficiență o asemenea măsură. Mai aflăm despre acest sistem de monitorizare cu camere video, despre care am întrebat și eu la o ultima conferință de presă. Asta, și am spus, da, domnule, poate că ar fi o soluție să avem camere montate chiar peste tot, ca să pentru că în unele orașe a cam funcționat. Și în momentul în care se produce spargerea să nu fie una să se rotească, da, din acela care se rotește și nu surprinde, da. Deci, mă rog, ne spune primăria și atenție aici, eu n-am înțeles o chestie. Deci mie în conferința de presă, țin minte că mi-am notat în agenda, mi s-a spus aproximativ 70 de camere. Așa mi s-a spus, există înregistrarea. Ei, aflăm din comunicatul primăriei că noi avem în Roman un total de 50 de camere video, dintre care 18 sunt fixe și 32 mobile. Și unde sunt acelea 70? Nu știu, o să mai întrebăm o dată. Poliția locală monitorizează imaginile de pe camerele video și le eliberează la cerere, atenție, doar organelor de cercetare judiciară, fiind vorba de imagini cu caracter personal. Și există, înțelegem, pe parcursul acestui an 2017, 21 de adrese primite din partea organelor de anchetă judiciară, totalizând 86 de ore de înregistrări. Eu nu știu la ce folos, pentru că mi-amintesc așa, de întâlnirea cu oamenii de afaceri care s-au plâns că au avut parte de acte de vandalism, li s-a furat, poate au avut un incident în trafic, au cerut imagini, nu le-au primit sau le-au primit foarte târziu sau li s-a spus, domnule, s-au șters între timp că le ținem asta doar 30 de zile, nu? N-au capacitate de stocare, exact, oricât. Și sunt... La ce ne ajută? Nu știu. Plus de asta, avem camere și în zona Poșta Mare, pietonal, partea aceasta, da, dinspre telefoane, unde s-au distrus acele corpuri de iluminat. Prima dată primăria ne-a spus, n-avem camere, după care a revenit, ne cerem scuze, a fost o eroare, avem camere acolo. Dar la ce bun că iar n-am văzut cine a distrus acele obiecte.
fie da, nu are imagine, fie, ține minte că aceste camere de luat vedere au fost montate pe două tipuri de proiecte. Uh-huh. Unul european, care uh-huh. l-a inclus probabil în PIDU, cred, da, cu cele 33 de străzi modernizate. Da, și unele pe un proiect cu finanțare locală făcut uh-huh. de domnul Leoreanu, dar iată că din punctul meu de vedere s-au cheltuit bani, dar mare lucru nu se întâmplă, pentru că nu sunt suficiente cele 50 de camere, ne-ar trebui mult mai multe, dar totuși ca bun, să... și dacă acelea care sunt nu poți vedea imaginile, nu-i clară imaginea, nu poți depista. La ce te ajută, da. Probabil că trebuie, nu știu, mai moderne, mai performante. Pe de altă parte, ca să-i dăm cezarului ce e al cezarului, primăria ne spune că s-a gândit totuși, asta și legat de întrebarea mea, dacă pe viitor nu s-a gândit să aibă mai multe camere, să extinde acest sistem, ne spune totuși primarul că s-a gândit la un nou proiect, ia să vedem, la înființarea unui compartiment separat de poliția locală cu angajați care să aibă pregătirea necesară, da, pentru a urmări simultan imaginile de pe zecile de camere de supraveghere, adică cumva în timp real atunci când se întâmplă. Și ne-a vorbit și din alt dispecerat în care să se, acolo să se primească, acum se primească poliția comunitară, dar acele acolo se primească solicitări, nu? Tot ce se întâmplă și mișcă. Bine, oricum noi avem acest număr gratuit pe care ne-l tot repetă, 0233984, apelabil din orice rețea, pentru a comunica direct la dispeceratul poliției locale. Poliția locală. Bun. Afară de 112, tradițional 112, care răspunde la serviciu județean de urgență. De fapt, pe de altă parte, oricât de mult ar vrea să ne lase primăria să înțelegem că există o colaborare între poliția locală și poliția română, eu mi-amintesc că ei au mai avut tot felul de scandaluri, de la faptul că au mașini cu sirene, cu acele, mă rog, alarme luminoase, care lumea nu mai înțelege că de ce e poliția locală și de ce nu se numesc ei ca pe timpuri. Ținem aici sindicatele. Cum se numeau? Nu jandarmi, cum se numeau înainte? Că nu jandarmi. Gardieni publici. Gardieni publici, așa. Adică eu nu prea cred în această colaborare, că dacă ai să mai întreb câte un lider de sindicat de pe la poliția română, da? Cum ar fi agentul Cănărău, care, exact, care e destul de vocal, le spune, dom'le, nu prea există această colaborare. Adică hai să fim serioși. Afară de faptul că spune că nu există, el este împotriva acestei poliții locale, deși nu știu ce poate face domnul Cănărău, pentru că unei lege nu-i nu poate să facă nimic. Înființată prin lege, dar ei spuneau, domnule, măcar să fie altfel uniformele. Da, așa este. Pe de altă parte, puțini sunt agenții din stradă și la poliția locală și la poliția română, că cei mai mulți sunt la birouri, la locurile călduțe. Păi ne spunea domnul Cănărău că într-o după-amiază unde se pot întâmpla atât de multe infracțiuni în Roman și tâlhării, poate cu violență, că la tâlhărie asta înseamnă să-ți mai dea și una, să-ți facă o brâncă. De multe ori patrulează prin oraș o singură mașină, deci o singură patrulă de poliție cu doi agenți, despre ce discutăm, ca să cuprinzi întregul municipiu. Atenție, vorbim în municipiu, dar dacă ne ducem în zona rurală, unde... Pe la posturile de poliție cam bate vântul, da. Deși s-au făcut acele recrutări vreo 3 la număr până acum din surse externe, dar am înțeles că vreo 6 luni, exact, vreo 6 luni ei merg așa ca niște ucenici cu un coleg care are experiență ca să-i învețe ce și cum. Pe de altă parte, au fost atâtea cazuri de violență pe la comune când s-a dus un singur agent la unul bolnav psihic care avea un topor în mână și care nu știu ce vrea să facă, de nu știa agentul pe unde să fugă mai repede. Și atunci, cum să-ți mai aperi tu sătenii din comunitate când tu nu știi cum să-ți salvezi viața? Nu se duce un singur agent la o intervenție din aceasta, sub nicio formă. Și mai ales dacă e o femeie, cum se întâmplă la comune. Da, cam asta e. O să aflăm probabil zilele următoare dacă în perioada sărbătorilor de Paște au fost incidente din acestea, nu știu, furturi de prin poșetă, sigur au fost în zilele de cumpărături. Văd că ai noutăți și despre preoteasa Iubăreață. Da, am găsit un articol tot în Monitorul, pentru că beneficiem, nu, de sprijinul colegilor de la Monitorul. Preoteasa Iubăreață
dimineață, da, a făcut paștele acasă. În continuare, judecătorii o țin pe profesoara Crinela Marc în arest la domiciliu. Reamintim faptul că ea a avut o relație cu un elev minor, iar din păcate adolescentul s-a sinucis. Da, student la teologie, ea soție de preot cu copii acasă. Nu, la seminar, nu la student, era elev. Era la seminar, era elev. Așa, elev. Dacă era minor, corect, avea 17 ani. Da. Ea cu vreo 3 copii acasă, înțelegem că însărcinată și acum. Da, a fost preotul i-a ținut română, apărarea, da, i-a cam ținut apărarea preotul. De ce este ea acuzată de act sexual cu un minor, infracțiune în formă continuă? Este încă în procedură la camera preliminară. Da. Ea a fost inculpată și trimisă în judecată pentru faptul că a întreținut relații cu un elev de clasa a 12-a. Minor, da. Faptele ar fi avut loc în 2015 și până în martie 2016. Și de la decizia ei de a rupe această legătură. El a făcut o decepție, da. A făcut o decepție și s-a aruncat parcă într-un lac. Da, și a fost descoperit mai târziu. Părinții victimei îi cer profesoarei de limba română 50.000 de lei. Sumă cu care sunt părți civile în procesul penal. Banii sunt cu titlu de daune. Acum, și te gândești că ea, din câte știu, mi-amintesc, da, că are vreo 3 copii și... Are acasă vreo 3 copii, da, așa este. Dar m-a surprins pe de altă parte atitudinea soțului, a preotului, care i-a luat, da, apărarea și care a lăsat cumva să înțeleagă, să mă scuze acum cei apropiați care poate îl cunosc pe tânăr, că mortul e de vină. Adică tânărul ar fi amețit-o pe doamna preoteasă și i-ar fi făcut avansuri și... Tânărul care avea 17, da, ani... Adică mortul e de vină întotdeauna, da, doar știți. E așa, iar doamna preoteasă, femeie în toată firea, exact, da, profesor de care am văzut că s-a vorbit foarte mult din punct de vedere profesional, că tocmai își dădea nu știu ce examene. Din păcate nu e primul caz. În Neamț au mai fost astfel de scandaluri și cu bărbați profesori care au avut relații cu elevele, fie că vorbim de profesori de educație fizică care mergeau cu sportivele prin turneu. Au fost mai multe cazuri. Mai știu cazul celebru al unui profesor de muzică care la fel a apărut și pe posturile naționale, ar fi întreținut relații cu mai multe, așa, de la Clubul Copiilor din Piatra Neamț. Din păcate, iată că sunt multe cazuri de acest tip. Discutăm puțin despre programul de asfaltare de la Roma. Nu avem chiar toate informațiile, dar știm clar unde se vor face acele reparații, pentru că discutăm pe de o parte de reparații stradale și de un alt proiect care înseamnă covor asfaltic pe unele străzi, modernizare. Așa, și au început, da, foarte, foarte târziu, din fapt, din cauza faptului că n-a fost votat bugetul, exact, și nefiind votat bugetul, nu s-au putut face procedurile acestea anul ăsta ca niciodată. Deci, atât de târziu, iată, ne aflăm în aprilie și noi nu știu dacă avem de câteva săptămâni bugetul acesta. Și da, din cauza lipsei bugetului nu s-au putut încheia procedurile de licitație și atribuirea lucrărilor. După, da, aia aici revenim la vechea poveste, aici nici măcar n-a existat o contestație, ci o intenție de contestație. Și o firmă din Piatra Neamț, care, da, pur și simplu n-am înțeles, cred că din răutate, da, din răutate și de ei nu așa fac de regulă, fac aceste lucruri pentru a-și pune bețe în roate unii altora. Bun, deci sunt așadar mai multe străzi pe care se vor face plombări la Roman. Programul de asfaltare a început încă de pe 12 aprilie. Conducerea primăriei a comunicat faptul că de miercuri 12 aprilie au început lucrările de reparații ale străzilor din municipiu. Administrația a scos la licitație și a atribuit contractul de achiziție de mixtură asfaltică, iar lucrările se vor efectua cu echipele proprii. Adică o firmă de la Bacău ne dă mixtura, dar angajații primăriei de la reparații drumuri vor face lucrarea, că e și mai ieftin așa. Da, se vor face așadar lucrări pe mai multe străzi. Pe străzile pe care s-a acționat deja săptămâna trecută, Vasile Lupu, Miron Costin, Traian Matei Milo și Moldovei, și tot până la sfârșitul săptămânii trecute s-au mai făcut lucrări în zona bisericilor și a cimitirului, pentru că, na, urma învierea. În derulare, mai aflăm noi de la reprezentanții primăriei, că se află și procedurile de licitație pentru încheierea contractului de întreținere străzi, prin care 38 de artere vor fi reparate cu un covor asfaltic nou, deci 38 de străzi cu covor asfaltic și 31 de străzi cu plombări. Acum eu sper să și țină, măcar, nu știu, până
toamnă, că au mai fost situații în care în primăvară s-au făcut acele plombări, acele peticiri, cum le spunem noi, și până în toamnă, înainte să vină zăpada, deja sărea mixtura asfaltică din acele... Eu, dacă da. Tot suntem la capitolul acesta, hai să ne vorbim un pic despre alegeri. Deci am aflat pe surse, da. Nu, asta oficial. Că, nu oficial, că guvernul încă n-a publicat. Deci, așa cum ieșise PSD-ul cu anunțul, se spunea, domnule, alegerile la Roman și în cele vreo 32 de alte localități Roman vor avea loc pe 11 iunie. Uh-huh. Se pare că nu vor avea loc nici pe 11 iunie, asta ți-o spun din surse, pentru faptul că guvernul n-a publicat în monitor oficial și este un anumit termen. Și aici am găsit și o explicație cu, pe care o discutam cu sursa care mi-a spus acest lucru. De fapt, premierul Grindeanu n-are niciun interes să fixeze data acestor alegeri și de ce spunem că n-are niciun interes? Pentru că are și el aici un interes personal. El este provenit din președinte de Consiliul Județean de la Timiș și acum este detașat. Se află pe o perioadă de pe acest post. Se gândește că în 3 ani nu s-ar putea întoarce. Nu, dar nu vorba de 3 ani. Deci dacă el organizează acum alegeri la Timiș, este clar că dacă mâine cade guvernul sau peste o lună sau peste 6, el rămâne fără de post. Și atunci n-a avut interesul și nu putea numai pentru sine să facă și atunci... Bun, dar de ce spuneți asta? Ar trebui să se facă inclusiv pentru Consiliul Județean acolo? Da, uh-huh. Alegeri locale, uh-huh. Inclusiv... Uh-huh. Deci alegeri locale înseamnă Consiliul Județean, uh-huh. Consilii locale. Deci nu se ia în calcul doar acolo unde primarul a plecat în Parlament. Păi am înțeles. Nu, dar nu-i vorba noi, că mai avem și niște primari arestați. Dar nu știți de ce întreb? Că haideți să ne gândim la situația care a fost în județul Neamț după moartea lui Culiță Tărâță. Adică a rămas Iacoban vreo 2 ani. Pe interimat, da, și după aceea a venit înțelegeți? Alcant, de asta spun, adică și... s-ar putea ca la consiliile județene să nu fie interesul atât de mare. Dar și acolo să rămână în regim de interimat, de asta interesul. Zic. Și apropo de asta, lumea discuta, domnule, ce se întâmplă cu cei doi candidați, respectiv trei, dar al treilea chiar nu contează. Acum, al treilea am văzut că a umplut poștele cu câteva pliante, e adevărat că se prezintă ca fiind din domeniul imobiliar, agent imobiliar și nu candidat, dar e un plus de notorietate. Șanse reale le au cei doi. Da, bătălia va fi între PSD și PNL, clar. Pe de altă parte, nu strică să candidezi și să rămâi cu o experiență. Nu se știe peste alți 3 ani ce o să se întâmple. Poate în Consiliul Local de la USR măcar. Da, asta să se gândească guvernul, să vrea guvernul să facă alegeri. Că uite, uite că mai după mine e în avantajul lui Lucian Micu tot ceea ce se întâmplă. Pentru că în timpul acesta, el fiind primarul în exercițiu, se face din ce în ce mai cunoscut. Exact, capătă notorietate, pentru că la toate evenimentele este prezent, conferințe și de presă. Și este alături acum de deputatul Leoreanu, care are electoratul lui încă aici la Roman. Oamenii îl iubesc. Dar cu siguranță și PSD-ul are electoratul, aici, bazinul aici electoral. Aici bătălia va fi, va fi interesantă. Când și cum va fi, știți va fi ce? Interesantă. În ce sens? Că sunt doi tineri, în primul tineri rând, de aceeași generație, deci doi. Va fi o campanie electorală cu totul și cu totul altfel. De două săptămâni. Pentru că niciunul... Bine, nu mai punem pe cea... de dinainte neoficială. Furtul, nu? De start al campaniei, cum se spune. Și
cei doi sunt doi oameni foarte civilizați. Deci, adică să nu ne așteptăm la atac la persoană, la familie. Persoană. Da. A fost mai mult, n-ai văzut în cele două conferințe de presă, a fost au fost și șarje amicale mai mult. Adică Marius Neculai a spus să-l păstrez pe Lucian Micu viceprimar. Exact, primarul Micu a spus dacă Marius Neculai candidează peste alți 3 ani la Consiliul Local, îl învăț eu administrație publică vorba locală. Colegului meu, vorba colegului meu Neamțu, Cristian Foghel, care e actor amator în trupa aceea, nu, și domnule, exact când omul care a văzut moartea, când cei doi eroi principali își împărțeau unii altora postul pentru care urma să fie bătălia electorală. Da. E adevărat, pe de altă parte mă gândeam așa că va fi o provocare pentru Romașcani, pentru că din anul 2008, de când a câștigat Laurențiu Leoreanu primul mandat, la Roma nu a mai avut o campanie pentru locale în adevăratul sens al cuvântului. Da? S-a vorbit de aranjamente în 2012 când PSD-ul a venit cu Leonard Vacaru, s-a vorbit de o înțelegere și în 2016 când de la PSD a fost domnul Gheorghe Oprea. Acum discutam noi că sperăm să nu mai existe nicio înțelegere. Dar peste înțelegere. Capul domnului Oprea, atenție, peste capul domnului Oprea, dar Oprea, să nu uităm că inclusiv candidatul Leonard Vacaru la acea vreme era foarte sigur în șansele lui și de susținerea echipei și avea acel proiect cu reducerea facturilor la energie și vă amintiți? Deci eu cred că fiecare candidat în sinea lui a crezut în el, că dacă nu crezi tu în puterile tale, ceilalți nu vor crede sub nicio formă. Adică naivitatea lor au crezut. Hai să ne amintim de conferința de presă pe care a ținut-o Marius Neculai. Da. Noi am tot insistat și am vrut să aflăm care sunt proiectele. Și ne-a spus că după Paște o să urmeze, deci, o să urmeze, dar să vedem dacă mai urmează, pentru că ne fiind anunțată mai fie, într-adevăr, data, încă e campanie, nu știu cum, la... Nu știu ce o să fie, rămâne de văzut. Da. Mai avem aici un articol despre care am zis că vom discuta. A spus dumneavoastră că e cumva o documentare mai veche, dar o să discutăm foarte pe scurt cu medicii care cer această rentabilizare a centrelor de permanență. Apropo de activitatea destul de generoasă din centrele de permanență, deși unii spun că mai mult se duc oamenii la centrul de primire urgențe, e adevărat, dar în comune oamenii apelează la aceste centre de permanență, că nu au încotro, da? Trei zile. Da, aici, țin minte când a fost făcută documentarea asta, eram împreună, e vorba de la acea întâlnire pe care primarul Lucian Micu a organizat-o cu rând pe rând cu toate categoriile sociale și odată a ajuns la medicii de familie, a vrut să știe, domnule, de ce au nevoie aceștia. Uh-huh. Și ca de obicei, ca și ceilalți, s-au plâns de starea proastă a clădirilor. Dacă ne uităm la dispensarul acesta din centru de aici, este praf, mai ales în spatei, praf și pulbere. Așa este, da, e dacă realitate. Dacă ne uităm, ținem minte că și doctorița de pe Anton Pan s-a plâns de asta. Așa și este, da. La celelalte vorbim de cele două centre, că tot discutam de programul lor, de cele două aflate în subordinea primăriei. Și dacă mai țin minte, atunci medicii de familie vroiau și să știe cam cu ce pot fi ajutați, pentru că deci ei se tot plâng la spitale că e supraaglomerație, la centru de permanență și nu știu, dar întrebarea e de ce se duce omul la centru de permanență și la CPU și nu se duce la centru de permanență. Păi ne spuneau doctorița Bica și celelalte colegi, că n-au dotarea, nu? Un stetoscop, un om, atât ai. Și atunci, ce se întâmplă? Iar ați văzut că nici nu a înțeles prea bine primăria dacă trebuie să asigure ea aceste... Nu, că eu m-am uitat între timp în, în lege. Lege. Da, legea spune că autoritățile publice locale trebuie să... Ce te faci cu bugetul? Inclusiv, deși la cele administrate de primărie și la celelalte? Nu. Doar la cele administrate de primărie. Deci la Roman avem două, știu. Da. Anton Pan și Bogdan Dragoș. Da, e destul și de... acolo omul și stetoscopul. Iar în jur
regulă avem foarte multe și la celelalte comune, ele de regulă primăriile. Au fost, dar n-au făcut altceva. Că primăriile plătesc la ora asta utilitățile, iar Direcția de Sănătate Publică plătește gărzile medicilor și ale asistențelor. Știu, eu am avut exemplu de astăzi cu prezentările. 39 la Sagna, da, în 3 zile. Astea sunt multe, sunt puține. Da, medicii știu mai bine. Mai avem un minut. Un minut și spunem pe scurt, da, și despre faptul că pot fi cumpărate pensiile cu bani. Un articol foarte interesant. Pentru vechimea lipsă din cartea de muncă, 471 de nemțeni au achitat circa 2,4 milioane de lei în mai puțin de 6 luni. Cea mai mare sumă, peste 16.000 de lei, a adus plătitorului o vechime de 5 ani la salariul minim. Facilitatea expiră la finele lui aprilie și guvernanții iau în calcul prelungirea cu 8 luni. Da, e destul de interesant. Poate o să discutăm despre această modalitate. În principiu pot apela la cumpărarea anilor necesari pentru ieșirea la pensie. Cei care, în primul rând, sunt potenți financiar, dar nu sunt încă pensionari, care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, cei care au muncit 15 ani prin Italia, Spania, da? Și în România au mai puțină vechime. În perioada pentru care se solicită asigurarea, respectiv nu au realizat stagiul de cotizare sau stagiul asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii și nu au avut obligația asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare. Da, cele mai multe informații normale aflați la Casa Județeană de Pensii Neamț, mergeți acolo și vedeți în ce măsură puteți să vă cumpărați pensia. Poate că asta e o speranță și pentru noi cei care suntem tineri, că ne gândim dacă mai prindem pensia și cine ne va plăti, doamna Flora. E o discuție. Bine, dar să sperăm că veți avea pensii mai mari decât Doamne, le avem ajută, noi. Doamne ajută, să sperăm. Eu, după atâția ani de muncă, am doar 11 milioane pormind pe banii vechi. O să mai discutăm despre asta, ne oprim, că e final de emisiune. Vă mulțumim foarte mult. La revedere! Bună.